Cam asta e cătuța din copac. Se fini. Interiorul rămâne pentru la primăvară. Nu e un proiect pentru toamna sau iarna asta. E un proiect pentru aprilie, mai, anul viitor. Și asta pentru că nu o să fie nevoie de interiorul acestei păsute în iarnă. Orică îl fac
ori că nu-l fac, tot nu o să fie utilizat. Așa că rămâne să finalizez interiorul la primăvară, pentru a putea fi folosită sezonul cald din anul viitor. Mă gândeam azi ce am făcut anul ăsta până acum. Și aici, ca proiecte la cabană, e această căsuță pe care am făcut-o acum în septembrie. Și mai bucătăria de vară. Probabil cel mai util lucru pe care l-am făcut de când m-am mutat aici, bucătăria de vară. Și pe care l-am făcut-o începând din iarnă, încă era zăpadă când am pus primele lemne. Și până în august, când am tras apa la cuvetă. Deci a fost așa un proces, cât un pic. Și acum urmează alte proiecte, urmează să renovez aproape integral, în afară de pereți, o să renovez tot în ceea ce privește camera în care dorm, dormitorul, camera aia mai mare a cabanii, mare însemnând un 4x3, 12 metri pătrați. Asta e dimensiunea ei. După care să car materialele pentru viitoarea bucătărie și pentru beci, o parte din materiale pentru beci, și să mă apuc de bucătărie, măcar până vine frigul ăla din ianuarie să o închid. Cam asta e planul. Deci bucătăria aia va fi o nouă cameră atașată cabanii și va deveni bucătărie, iar cămăruța aia mică care o folosesc chiar în ca și bucătărie, să rămână cameră de dormit. Deci bucătăria, să fac structura, să o acopăr, să fac pereții, să o izolez, să bat dușumeaua și măcar să atât până vine frigul ăla mare. Apoi pe parcursul iernii, ușor să lucrez înăuntru la blat, la să iau o sobă, să încep să utilez și geamurile și ușa, bineînțeles. O să fie o investiție destul de mare și multă muncă, dar o să se facă în timp, se face cu siguranță. Deci cam astea sunt planurile pentru finalul acestui an. A ieșit drăguț, balustrada pare destul de solidă, stâlpul ăsta nu-i chiar ce doream, pentru că mai ales că e și portița care e sprijinită de el, dar n-am avut ce face că a venit lângă Tor! Hai încoace! Unde-ați plecat, mă? Veniți înapoi! Dar n-am avut ce face pentru că stâlpul a venit lângă pătrat. A venit direct pe scânduri, așa că l-am prins în două lâuri, dar am pus și niște fluguri pe laterale, dar nu. Ține, e ok, dar nu, dar mi-aș fi plăcut să fie ceva mai bine. În rest, e ok, intervalele nu le-am umplut prea mult, doar câte o diagonală. Cred că e suficient atât pentru siguranță, cât și pentru rezistență. Ce faci, Dumnezeu? Unde ați fost? Hai, vină sus! Hai sus! Vină sus! Hai tot, hai! Care vine sus? Hai! Care vine sus? Hai! Hai, vină! Vino! Gata, mergem la plimbare. Nu, fără pupat. Nu. Vă fați voi între voi, dar nu pe mine. Hai sus.
Thank you.